tuturor, eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să filmez un clip în care să vă povestesc despre toate schițele, notițele și despre toate materialele de care m-am folosit la examenul de Rezi. V-am mai povestit despre ele și în celelalte clipuri, dar m-am gândit că ar fi bine să fac un clip separat pentru a le explica mai pe larg pe fiecare în parte. Astfel, dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil că știți că pentru mine este foarte important să îmi fac notițe și mi se pare cu atât mai important în momentul în care cărțile sunt scrise într-un mod foarte haotic, aș putea spune, pentru că da, așa au fost scrise și cărțile de rezidențiat. Au fost foarte multe capitole unde efectiv nu exista punct, nu exista virgulă și vedeai doar un bloc de text în fața ta. Și da, automat a fost mult mai greu, așa că am avut nevoie să-mi fac și niște notițe, plus că eu am o memorie vizuală destul de dezvoltată și învăț foarte bine momentul în care lucrurile sunt colorate în jurul meu sau, nu știu, atunci când materia este foarte divizată cumva. Și da, culorile mă ajută foarte mult în sensul acesta. După cum vedeți, am aici mai multe cărți mai mici. La origine, cărțile de Rezi nu arătau așa. Existau două volume și toate aceste cărticele mai mici erau legate împreună oarecum, dar eu am ales să le despart pe capitole odată pentru am fi mai ușor din punct de vedere al moralului. Pentru că una este să înveți dintr-o carte de 500 de pagini și alta este să înveți dintr-o carte de 50-60 de pagini. Asta odată, dar și din punct de vedere al confortului, pentru că m-aș fi gândit și aș fi sperat că voi putea merge la bibliotecă, dar de când cu toată situația asta nu s-a mai întâmplat și mă gândeam că mi-ar fi fost mult mai ușor să le car după mine în loc să car efectiv două compendii care sunt și foarte, foarte grele. Trebuie să vă mărturisesc încă de la început că, deși mi-am făcut foarte multe notițe, tot asupra compendiilor am revenit. Cred că v-am mai povestit că la Rezi se pune foarte mult accent pe tot. Degeaba îmi făceam eu anumite notițe cu informațiile esențiale, pentru că în momentul în care rețineam acele informații, tot reveneam asupra compendiilor și mi-a fost destul de greu pentru că, după cum ziceam, eu învăț efectiv textul ca pe o imagine și era destul de complicat să învăț din două locuri în același timp pentru că arătau destul de diferit, așa că da, în cele din urmă am revenit tot asupra compendiilor după ce mi-am sedimentat mai mult informația din scheme. Cu toate acestea, notițele mele nu au fost făcute în întregime de către mine. Pur și simplu am mai și cules de colo-colo câteva informații, câteva notițe. Am câteva făcute în Word și le postase o fată în 2019, cred, după ce a terminat cu rezidențiatul, le-a pus pe grupul de rezidențiat și de acolo le-am preluat și mi-am și printat o mare parte din ele. Le-am făcut alb-negru pentru că ele mai erau colorate în Word și apoi am revenit și am subliniat eu, pentru că știți că sunt foarte fixistă din punctul ăsta de vedere și trebuie să fie tot cu culorile impuse de mine. Și am avut și câteva excepții, după cum ziceam, majoritatea informațiilor le-am citit și recitit din compendii, dar la capitolul de neuro, din nou, m-am folosit de Word-urile acelea și cred că și la reuma la fel am făcut, astfel nu am mai revenit prea mult asupra cărților, am citit doar acele Word-uri. De parte, pentru că nici nu-mi plăcea materia foarte mult și pe de altă parte mi-era mult mai ușor și deja mă obișnuisem destul de mult cu schemele respective. Inițial am avut un dosar mai mare pe care mi l-am confecționat singură, o să vă las pe undeva pe aici clipul, și mi-am împărțit dosarul acela pe mai multe capitole, capitole ce coincideau cu capitolele din cartea de Rezi. Și astfel, într-o țiplă, îmi puneam toate schemele din capitolul de cardiologie, în altă țiplă îmi puneam toate schemele din capitolul de pneumologie și așa mai departe. O greșeală pe care am făcut-o eu și sper că măcar voi să învățați ceva din greșelile mele
Ideea este că m-am cam grăbit. Înainte să mă apuc să-mi fac toate schemele, mă mai uitam la diverse videoclipuri pe YouTube și majoritatea persoanelor care își făceau scheme spuneau că ar fi de preferat să ți le faci din timp. Și bineînțeles, pe mentalitatea asta am funcționat și eu și am vrut să-mi fac cât mai multe scheme din timp pentru a nu mă aglomera la sfârșit. Însă, din păcate, mi-au rămas foarte multe scheme pe care, în cele din urmă, n-am mai ajuns să le reparcurg. De exemplu, știu că mi-am făcut o schemă din tot capitolul de STEMI și non-STEMI și schema respectivă, din câte mi-amintesc, avea în jur de 10 pagini, ceva de genul, numai că am încercat să scriu absolut tot pe schema aceea, cumva am vrut să-mi transcriu materia și să o rearanjez cumva în pagină. Însă, după ce am citit de mai multe ori capitolele respective, mi-am dat seama că nu a avut neapărat sens să fac acest lucru pentru că informația era destul de ușurică. Astfel, nu am mai revenit asupra schemelor acelea și plus că le-am făcut și foarte încărcate și foarte aglomerate. Astfel că da, și mi s-a mai întâmplat lucrul acesta cu multe alte scheme. Sfatul meu ar fi, dacă aveți o cantitate foarte mare de învățat, aș spune să treceți o dată sau de două ori prin materia respectivă și de-abia după aceea, după ce găsiți acele informații care ar fi mai greu de înțeles pentru voi, de-abia după să vă apucați să vă faceți schițe. Bineînțeles, asta am făcut și eu, dar după ce am lăsat deoparte o mare parte din schemele făcute inițial. O altă tehnică de care m-am folosit a fost tehnica flashcardurilor. Ce înseamnă mai exact lucrul acesta? Sunt anumite cartonașe pe care le puteți găsi fie ca atare în papetării sau în magazine de profil. Eu am preferat pur și simplu să tai niște coli A4 și pe o parte am scris titlul sau subtitlul lecției pe care urma să o citesc, iar pe cealaltă parte am scris sumarizat, am scris cele mai importante lucruri din lecția respectivă. Sau eu foloseam foarte des aceste flashcard-uri la clasificări sau la tratamente, diagnostice diferențiale, lucruri foarte punctuale. Și efectiv luam bilețelul respectiv, luam flashcard-ul, citeam titlul sau subtitlul și încercam să-mi aduc aminte ce am scris pe partea cealaltă, după care mă verificam. Am făcut câteva scheme de acest gen, dar nu pot să spun că m-au ajutat într-un mod deosebit, cel mai mult m-au ajutat bilețelele. Sau sticky notes, mă rog, nu neapărat sticky notes, pentru că unele dintre ele nu erau sticky, așa că le-am pus eu scotch și le-am agățat pe pereți, le-am lipit pe pereți și le-am folosit în mai multe feluri. Pe de-o parte, mi le-am lipit pe pereți, iubesc sincer tehnica asta și mi se pare că a dat cele mai multe rezultate, le-am lipit în locurile acelea în care știam că am acces cel mai frecvent. De exemplu, mereu când mă spălam pe dinți, aveam acolo lângă chiuvetă niște notițe cu anumite clasificări sau când spălam vasele, la fel. Și da, făceam și o glumă pe TikTok că le-am lipit pe pereți pentru că acolo mi se ațintea privirea de fiecare dată când încercam să învăț ceva. Dar lăsând gluma la o parte, mi se pare foarte, foarte eficient. Și am apelat la tehnica asta încă din anul 2 sau nu, din anul 1 de facultate. La un moment dat am adunat mai multe notițe și le-am lipit pe ușă, pe dulap și mi s-au adunat foarte, foarte multe. Ideea inițială era să repet bilețelele acelea în fiecare seară, dar s-au adunat foarte multe și îmi lua destul de mult timp să le citesc și am cam renunțat la această metodă. Ideea este să nu fie foarte multe, pentru că altfel nu o să fie nicio diferență între carte și bilețelele de pe pereți. Dar dacă tot vorbim de carte, o parte dintre aceste bilețele le-am lipit și pe marginea cărții. Fie că scriam informația cea mai importantă de pe pagina respectivă pe un bilețel și apoi îl lipeam, sau pur și simplu îmi scriam pe marginea cărții, unde găseam ceva loc liber. Această tehnică m-a ajutat foarte mult, îndeosebi spre sfârșitul procesului de învățare,
pentru că nu prea mai aveam răbdare să parcurg toate cărțile și nici timp de altfel și pur și simplu citeam doar informațiile pe care mi le-am scris pe marginea cărții sau pe bilețele. O altă metodă la care am apelat a fost agenda sau bullet journal-ul, ceea ce m-a ajutat destul de mult pentru că mă organizam foarte bine pe zile. Astfel că o seară înainte sau chiar în dimineața respectivă îmi scriam data și ce capitole vreau să parcurg pe ziua respectivă. Și după ce îmi scriam toate taskurile, îmi scriam în agenda cele mai importante lucruri pe care le-am învățat în ziua aceea din capitolele pe care tocmai le citisem. Și planul inițial ar fi fost să nu mai citesc cărțile și să citesc cât mai mult din cărticica aceea sau din agenda aceea, pentru că într-adevăr ar fi fost doar informațiile esențiale acolo, dar totuși am preferat să nu mă risc, doar am răsfoit agenda aceea pentru că, după cum vă spuneam, s-au dat informații din cam toate chestiile, inclusiv din chestii pe care nu mi le scrisesem eu în agenda aceea sau pe schițe. Cam acestea au fost informațiile, sper că ați reușit să culegeți măcar cât de cât anumite informații esențiale din acest clip și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Noi ne revedem data viitoare cu un nou clip, vă pup!